Un astfel de caz a fost recent mediatizat în presa mondială. Un preot, profesor de limba engleză, a fost acuzat că a abuzat sexual o fetiță care îi era elevă. Totul a fost dat în vileag după ce părinții au descoperit printre cărțile copilului 6 desene șocante. Fetița desenase în detaliu momentul abuzului. Specialiștii spun că este foarte important ca persoanele adulte să conștientizeze că realitatea copiilor nu este aceeași ca a noastră. Dacă noi înțelegem și percepem spațiul și mediul și mesajele ce se transmit din mediu exact așa cum sunt ele și reușim să avem capacitatea de exprimare verbală și reușim să învățăm să ne exteriorizăm toate aceste emoții negative sau pozitive, la copii, pentru că ei trăiesc într-o lume a poveștilor și pentru că noi, fără să ne dăm seama, le dezvoltăm această lume a poveștilor, până în jurul vârstei de 10-12 ani, încă această realitate este perturbată sub forma modalităților de intervenție și de acțiune. Potrivit psihologului, de multe ori copilul își exprimă sentimentele și emoțiile folosindu-se de desene, cu atât mai mult dacă vocabularul său nu este încă bine dezvoltat. Noi trebuie să observăm, pe lângă acest limbaj la nivel verbal, trebuie să observăm limbajul la nivel receptiv, limbajul paraverbal sau comunicarea aceasta gestuală, care la vârsta copilăriei este preponderentă, este foarte prezentă. Jocul pe care îl desfășoară copilul independent este ceea ce ne-ar putea transmite și ceea ce noi am putea observa ce se întâmplă cu copilașul nostru. Specialiștii recomandă părinților să fie foarte atenți la mesajele pe care le transmit copiilor lor. Aceștia mai precizează că părinții ar trebui să comunice des cu micuții. Este indicat să observe cum se comportă copilul, cum anume reacționează în anumite medii sociale față de anumite persoane prin toate manifestările lui ludice, pentru că atunci când este ludic, el reușește să refuleze emoțiile pozitive și negative. Din păcate, astfel de cazuri nu sunt rare, însă o atenție sporită din partea părinților și a profesorilor la comportamentul celor mici are darul de a pune capăt dramelor pe care aceștia le pot traversa într-o anumită perioadă.